Sâmbătă, în piața centrală, Crucea Roșie Giurgiu a organizat cea de-a noua ediție a Târgului de Jucării Vechi. Școlile din Giurgiu s-au mobilizat foarte bine, așa că au venit în fața giurgiuvenilor cu sute de jucării ale copiilor care nu mai au nevoie de ele pentru un scop caritabil. La cea de-a noua ediție a Târgului Jucăriilor Vechi s-au prezentat școlile gimnaziale Sfântul Gheorghe, școala numărul 5, școala Savin Popescu, școala numărul 7, școala academician Marin Voiculescu. Oferta este variată, plușuri, mașinuțe, puzzle-uri, de toate. Jucării frumoase pentru copii. Cum reacționează oamenii? Reacționează bine. Noi, școala gimnazială Sfântul Gheorghe, am început încă de ieri din școală acest târg și îl continuăm astăzi și sperăm să fie bine pentru cazurile nobile. Că de altfel acest târg pentru jucării, pentru cazuri nobile, este realizat de către Crucea Roșie Giurgiu. Cum vi se pare ediția din acesta? Foarte ok, copilaj mult, jucărioare multe, avem pentru toate vârstele și toți doritorii. Jucării din pluș, jocuri distractive și educative, cuburi de construit, păpuși, mașinuțe, figurine și fel de fel de jucării atractive pentru cei mici au fost etalate pe tarabe în așteptarea cumpărătorilor, mulți dintre ei fiind atrași de scopul evenimentului. Am văzut că ați cumpărat ceva. Știți unde merg banii aceștia? Nu știu dacă ne spuneți dumneavoastră sau... La copiii defavorizați. Da, am mai cumpărat și anul trecut. Anul trecut nu știu dacă da, dar acum 2 ani da. Cum vi se pare ideea? Foarte bună. Aceeași întrebare, aceeași răspuns ca anii trecuți. Ideea e foarte bună și să meargă în fiecare an la fel. Banii strânși vom acorda sprijin material unui număr de 20 de copii defavorizați din județul Giurgiu, iar jucăriile rămase vor merge către grădinițele din județul Giurgiu. Cum anul trecut au mers către grădinița Slobozia, Chiriacu și Tomulești, anul acesta cu siguranță vor merge către grădinițele Gogoșari, Vedea și în funcție de ce rămâne și alte comune. După mai multe ore în care giurgiuvenii au avut ocazia să cumpere jucării, s-a făcut bilanțul. S-au strâns puțin peste 23 de milioane de lei vechi, o sumă mică în comparație cu banii colectați în edițiile anterioare.